Cererea pentru lemne de foc este aproape dublă față de capacitățile Agenției de Stat Moldova. Autoritățile spun însă că cifrele nu sunt reale, fiind majorate din cauza crizei energetice și de panica din rândul populației. Totodată, responsabilii dau asigurări că au soluții de depășire a situației, printre care compensarea cu lemn tăiat în avans din contul anului viitor și importarea de rumeguș. Între timp, intermediarii de pe calea Basarabiei spun că stocul lor este pe sfârșite, după ce autoritățile de stat au decis ca întreprinderile silvice să nu le mai vândă lemn pentru a evita creșterea prețurilor pe piață. La Ocolul Silvic din satul Selește, raionul Orhei se repartizează lemne de foc pentru locuitorii din 6 sate din zonă. În fiecare zi aici vin câte 40 de oameni care cumpără lemne la preț stabilit de stat. Capacitatea Ocolului este de aproximativ 900 de metri steri de lemn, cererea fiind, de fapt, mult mai mare, spune șeful întreprinderii, care nu știe însă pentru câți oameni vor mai ajunge lemnele. Și urmează să mai tăieți? Mai avem puțin de tăiat, suma pentru a patra trimestru o să tăiem iară. Și cererea din partea oamenilor care este mare? Dacă cererea e foarte mare, dar posibilitățile sunt foarte puține. În general, cererea pentru lemne de foc depășește în acest an capacitățile statului. Agenția Moldova Silva taie anual circa 700.000 de metri sterși și de multe ori lemnul rămânea nevândut, spun responsabilii. Anul acesta însă, pe fond de criză și panică, cererea este aproape dublă, spun și reprezentanții Ministerului Mediului. Cererea este de peste 1.200.000 de metri sterși, însă această cerere nici de cum nu reprezintă starea de lucru reală. Noi o considerăm ca fiind o cerere artificială care depășește cu mult necesitatea reală a populației. Chiar dacă este una artificială pentru a răspunde la cererea populației, statul a decis să ia unele măsuri, mai exact să compenseze cu lemnul tăiat în avans, adică din contul anului viitor, și să importe rumeguș. De asemenea, se duc tratative pentru importul lemnului de foc din România. Acum două săptămâni, în ședință de guvern, a fost permis importul de resturi de lemn. Asta ar însemna că în țară ar putea intra, deja este la discreția anumitor agenți economici ca să importe restul de lemn, și aici este vorba de brichete, tot felul de derivate din resturile acestea din lemn, care ar fi o alternativă pentru sezonul rece. Pentru a preveni creșterea prețurilor pe piață, în acest an, întreprinderile silvice nu mai vând lemne intermediarilor. Stocurile pe care le au aceștia au fost făcute încă înainte de luna iulie, spun cei de la Ministerul Mediului. Am vorbit și noi astăzi cu câțiva intermediari care vând lemne pe calea Basarabiei din capitală. Oamenii au recunoscut că mai au puține lemne de vânzare. Ei spun că oamenii vin să cumpere chiar dacă prețul este aproape dublu față de cel de stat. Mai aveți lemn? Nu mai aveți? Dar ce? Nu lemn. Noi nu vă mai aduce, nu vă... Dar de când îi tăiet lemnul? Anul ăsta, anul trecut? Anul de... Tot nu cunoașteți? E cât de anul trecut, în stat. Și cumpărători aveți? Da. Mulți? Normal. Noi avem, iacă, și au rămas, gata, în păduri noastre. Iacă băieți au acolo mujiri mari, ei aduc. Dar noi, iacă, ultim mai mult, n-avem. Dar de ce nu mai aveți? De ce ați întrebat pe dânsul, de ce nu te voi stai? De altfel, oamenii care cumpărau astăzi lemne de aici ne-au spus că n-au timp să le aștepte pe cele de la stat, pentru că iarna bate la ușă. Ba mai mult, potrivit lor, dacă iau în calcul prețul pentru transport și plata pentru tăierea lemnului, atunci îi costă chiar mai scump. Eu stau în rând la primărie, mi s-a spus, cu transportul meu, să mă duc în păduri cu oamenii mei, să-i încarc, să le aduc acasă, să le tai. Și am găsit om care să ne le taie și mi-au cerut 5.000 de lei pentru tăiere. Înseamnă că și rezona aia, adică să mă duc eu cum am creulene în pădure, să duc. Nu, și cel mai condunat. M-am dus, am plătit. E scump. E foarte scump, dar n-ai o iau pe înșire. Da. Sunteți pensionier? Da. Dar de ce nu mergeți să luați de la stat? Am înțeles, tot dau mai ieftin. Da, 4 luni, să știți. Eu cu operația stau. Am înțeles. Și încarc. E bine, pișo. Amintim că în acest an guvernul a alocat Agenției Moldova peste 60 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru a nu admite majorarea prețurilor la lemnul de foc vândut populației pentru sezonul rece. Respectiv, prețurile la care se vindeau lemnul tare variază între 500 și aproape 900 de lei per metru ster, iar lemnul moale costă între 350 și 500 de lei metru ster. Oamenii pot cumpăra până la 5 metri ster de lemn în una sau două tranșe, în funcție de capacitățile Ocolului Silvic.